Bună ziua, dragii mei! Vă propun să rezolvăm împreună o problemă din testul 2 de antrenament pentru evaluarea națională de la clasa 8-a. Cunoștințele folosite pentru rezolvarea acestei probleme sunt la nivelul clasei a 6-a. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara. Cei doi copii ne vor însoți pe parcursul acestui material. Să vedem și problema. Ionel împarte pe rând numărul natural n la 3, 9, respectiv 15 și obține de fiecare dată restul 2. O primă cerință. Este posibil ca numărul natural să fie egal cu 38? Justifică răspunsul dat. Să vedem cum putem rezolva. Dacă numărul nostru ar fi 38, înseamnă că 38 împărțit la 3 trebuie să ne dea restul 2. Deci 38 împărțit la 3 este egal cu 12 rest 2. 38 împărțit la 9 este egal cu 4 și același rest 2. Deci deocamdată este bine. 38 împărțit la 15 este egal cu 2 rest 8. Conform teoremei împărțirii cu rest, avem 38 egal cu 15 ori 2, adică 30 plus 8, cu condiția normal ca restul împărțirii să fie mai mic decât împărțitorul. Deci, de data aceasta, restul împărțirii este 8 și nu 2. Deci, restul 8 este diferit de restul 2. Înseamnă că n-ul nu poate să fie egal cu 38. Să vedem următoarea cerință a problemei. Să determinăm cel mai mare număr natural de două cifre care, împărțit pe rând la 3, 9, respectiv 15, dă de fiecare dată restul 2. Să facem următoarea notație. Notăm cu C1, C2, respectiv C3, câturile împărțirii numărului n la 3, 9, respectiv 15. Și în aceste condiții avem n împărțit la 3 egal cu câtul C1 rest 2, n împărțit la 9 egal cu câtul C2 rest 2, n împărțit la 15 egal cu câtul C3 rest 2. Conform teoremei împărțirii cu rest, de împărțitul egal cu împărțitorul oricâtul plus restul, în cazul nostru n egal cu 3 ori C1 plus 2, cu condiția ca restul împărțirii să fie mai mic decât împărțitorul. Deci 2 mai mic ca 3. A doua relație, n egal cu 9 ori C2 plus 2, condiția ca 2 să fie mai mic decât 9, respectiv n egal cu 15 ori C3 plus 2, condiția ca 2 să fie mai mic decât 15. Cele trei inegalități sunt adevărate, iar cele trei egalități sunt echivalente cu n minus 2 egal cu 3 ori C1, deci l-am trecut pe 2 în partea cealaltă cu semn schimbat. N minus 2 egal cu 9 ori C2, respectiv N minus 2 egal cu 15 ori C3. Ce înseamnă ca N minus 2 să fie 3 ori C1? Înseamnă că N minus 2 se divide cu 3, adică este un multiplu de 3. La fel, trebuie să fie multiplu de 9, respectiv multiplu de 15. Asta înseamnă că n minus 2 aparține mulțimii multiplilor lui 3, intersectat cu mulțimea multiplilor lui 9, intersectat cu mulțimea multiplilor
lui 15. Pentru a determina cel mai mic multiplu comun al numerelor 3, 9 și 15, descompunem aceste numere în factori primi. Deci 3 este egal cu 3, 9 este egal cu 3 la puterea a doua, iar 15 este egal cu 3 ori 5. Atunci, cel mai mic multiplu comun al acestor numere este produsul factorilor comun și necomun la puterea cea mai mare. În cazul nostru, 3 la a doua ori 5, adică 9 ori 5 egal 45. Deci, n-ul trebuie să fie cel mai mare număr natural de două cifre care îndeplinește condițiile din enunțul problemei. În cazul nostru, atunci n-2 trebuie să aparțină multiplilor lui 45, care sunt 0, 45, 90, 135 și așa mai departe. Știm că mulțimea multiplilor unui număr natural este o mulțime infinită. Dar n-ul fiind cel mai mare număr natural de două cifre, înseamnă că luăm pe n-2 egal cu 90. De unde n este egal cu 90 plus 2, deci n egal cu 92. Deci numărul natural cerut în enunțul problemei este egal cu 92. Vă propunem spre rezolvare și alte exerciții date în testul 2 de antrenament de la evaluarea pentru clasa 8-a. Cei doi copii vă urează spor în rezolvarea exercițiilor. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție pe data viitoare.